ziua, doamnelor și domnilor, sunt Dana Maxim. Bun găsit la România în realitate. Este ultima săptămână de școală pentru cei mai mulți dintre elevi. Un an școlar dificil, cu ore online, cu lecții aduse de poștaș la poartă, cu materii rămase neterminate, cu elevi debusolați și profesori care au încercat să se adapteze unei digitalizări forțate. Vorbim despre cum arată școala după pandemie, în timpul pandemiei, de fapt, că nu știe nimeni când se va încheia această perioadă, cu președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, domnul Iulian Cristache. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Cristache, cum va arăta festivitatea de sfârșit de an? Pentru că nici măcar festivitatea nu mai e ce a fost. Știu că foarte multe școli au anunțat deja că părinții pot participa, însă pe Zoom, online, dacă se conectează cu un user și cu o parolă, pe de o parte. Pe de altă parte, există o prevedere a Comitetului Național pentru Situații de Urgență care dă posibilitatea părinților să participe și fizic la acest sfârșit de an, încheierea sfârșitului de an, printr-o premiere, cum era pe vremuri, nu? Da, dar părinții trebuie să fie vaccinați din acest punct de vedere sau să vină cu un test rapid, ceea ce mie mi se pare discriminatoriu. Nu înțeleg de ce CNSU a dorit să facă precizare la ultimul clopoțel, când erau lucruri mult mai importante de făcut, sub nicio formă ultimul clopoțel. Aici trebuia să intervină ministerul în baza ordinului comun sau în baza ultimei precizări venite pe această filieră de la CNSU, astfel încât, în funcție de școală și deciziile la nivelul Consiliului de Administrație, să vină să sprijine aceste serbări de închidere de an. Mie mi se pare că s-a mers prea mult, s-a mers prea extrem. Pentru clasele mici era important. Exact, era foarte important, pentru că sunt momente pe care le trăiești o singură dată în viață. În special, elevii care au terminat ciclul primar, acolo unde aveau nevoie să fie alături de părinți, să îmbrățișeze învățătoarea care s-a chinuit 5 ani cu acești copii și așa mai departe. S-a exagerat și au fost directori. E un exces de precauție? Da, este un exces, pentru că ați văzut și dumneavoastră pozele, de exemplu, de la un liceu din Buzău și nu numai, unde părinții stăteau în partea exterioară a gardului, în exteriorul curții. Care era diferența dacă părinții stăteau de cealaltă parte a gardului, astfel încât în curtea unității școlare să poartă masca, să aibă distanțarea necesară, copiii la rândul lor așezați în rânduri și să facă cât o singură clasă. Adică nu era nevoie, dacă clasa 4 avea, să zic, 3 sau 4 clase, o singură clasă, într-un interval de 30-40 de minute, putea să facă această serbare de închidere de an, astfel încât să bucure și acești copii, să bucure și părinții și să avem un an cât de cât închis normal și nu cu scandal. Și au dorit. Multe școli care majoritatea școlilor au avut temeri de a da, majoritatea școlilor au avut temeri de a da drumul părinților, chiar dacă ordinul preciza că se poate cu verificarea părinților dacă au un test negativ sau dacă sunt vaccinați. Acum, sunt vaccinați. Eu vreau să vă întreb, ca să scot în evidență absurdul deciziei, ce facem dacă un învățător sau un profesor nu a fost vaccinat? El avea voie să participe la această serbare de închidere de an școlar? Nu sunt atâtea cazuri. Deci sunt atâtea cazuri și e dreptul lor. Nu avem nicio problemă. Atâta timp cât vaccinul nu este obligatoriu, nu este reglementat prin lege, nu poți să încarci niște drepturi. Bine, au spus cineva, și chiar și colegii noastre, domne, că trebuiau să testeze părinții, că ce e atâta scandal? Pe bune? În primul rând, nu mai sunt testele. Acele teste, știți foarte bine că au dispărut din școli. S-au făcut cerere în momentul când s-a considerat că nu mai sunt utile, s-au făcut cerere și s-au retras. Direcțiile au și fost folosite foarte puține. Puține, foarte puține. Și atunci, de ce pentru 30 de minute să iei această bucurie comună? Deci a fost, deși, tot în acea decizie de la CNSU, după ce face referire la ultimul clopoțel, ai voie sub 1000 de persoane să faci aceste activități în aer liber, păstrând distanțarea, dar nu ultimul clopoțel, adică să pui să verifici fiecare părinte în parte. Cine verifica? Femeile de serviciu? Personalul nedidactic? Adică s-a mers prea mult la extrem. În general, nu m-am implicat în aceste decizii, că nu ar trebui să fie treaba mea. Am sprijinit toate deciziile de la CNSU, acolo unde s-a făcut referire în special la rata incidenței, la deplasări și așa mai departe în școală, că trebuie să porți masca, sunt cu totul și totul de acord. Dar aici se putea da o excepție atât timp cât afară, noi toți nu mai suntem obligați să purtăm masca. Și atunci se putea lăsa la decizia unităților de învățământ, astfel încât să oblige părinții care nu sunt vaccinați să poarte mască, să stea la distanțarea necesară și să poată să participe la această bucurie de final de an. Nu s-a dorit, s-a exagerat.
chiar nu pot să-mi dau seama ce a fost în capul lor, cu scuzele de rigoare spun, să iau astfel decizii, să facă referire la ce într-o hotărâre de guvern la ultimul clopoțel. Domnule Cristache, vin examenele. Au fost simulări cu subiecte ușoare spre medii ca dificultate. Cum vor arăta examenele? Doamne, trebuie să fim foarte sinceri și să spunem că această generație este una de sacrificiu. Mă refer la elevii care vor susține evaluarea națională. Este generația care a început cu clasa pregătitoare și este foarte bine că s-a început clasa pregătitoare în învățământul preuniversitar. Deja știți că este vorba de educație timpurie și până în 2023-2026 ai obligativitatea să duci copilul și la grupa mijlocie și la grupa mică, astfel încât să te poți înscrie la clasa pregătitoare. Din acest punct de vedere este o decizie foarte bună. Mai puțin bună este decizia care face referire la învățământul obligatoriu până la finalul celor 12 clase. Se vede foarte bine că avem o rată de abandon foarte mare. Nu știu de ce s-a dorit după 10 clase să duci învățământul obligatoriu și la clasa 11 și a 12, când se putea după clasa a 10 să formezi niște rute profesionale corecte, cu consiliere școlară, cu o legătură în permanentă cu agenția, astfel încât acești copii să se ducă pe piața muncii. Pe de o parte desfințești școlile profesionale de meserii, pe de altă parte prelungești obligativitatea școlii până la 12 clase. Este o decizie absurdă pe care nu am înțeles-o și probabil că acești 25% dintre copii care abandonează se duc la muncile în străinătate, la o muncă necalificată care nu poate să-l ajute nici pe el decât temporar, că e tânăr și încă n-are o familie și își permite să câștige câteva sute de euro astfel încât să poată să trăiască acolo cât de cât decent, dar în momentul când trebuie să-ți intervezi o familie, nu mai poți să stai în câmp, să muncești pe șantier astfel încât să poți să-ți asiguri o chirie atât pentru tine și pentru familie, nu mai vorbim că o să vină momentul când trebuie să aibă și un copil. Și atunci statul trebuie să vină cu niște politici publice comune astfel încât să vină în sprijinul acestor copii, să stea la masă cu agenții economice astfel încât să vină în sprijinul lor, să fie scutiți de taxe și impozite. Au apărut pe învățământul dual, au apărut astfel de politici, dar încă nu sunt dezvoltate suficient și este nevoie de o politică la nivel național, pentru că sunt județe care sunt dezvoltate și care pot asigura un învățământ dual, dar sunt județe care nu mai au industrie, sunt pur și simplu desființate. Și atunci nu ai cum să faci acolo un învățământ dual. Din păcate, această pandemie a scos la lumină inegalitatea de șanse care există și copii care nu au acces la educație, copii care au rămas într-o vacanță prelungită și n-au avut nicio posibilitate să iasă din această situație. Cum vor recupera acești copii? Pentru că s-a tot vorbit despre orele remediale care au rămas probabil doar pe hârtie. Cum vor fi acești copii în stare să recupereze atâta materie pierdută sau rămâne pierdută? Dacă nu mă înșel, cred că sunt 300.000 de copii care au intrat în astfel de activități remediale. Nu a spune că toate orele sunt pierdute. Era un program, școala după da, școală. Da, este un program, de acolo la acela fac referire și sunt copii care s-au înscris, părinții și-au dat acordul, ministerul s-a mișcat destul de repede, acum rămâne de văzut cum se implementează la nivelul unităților de învățământ și acolo rolul major și important îl are directorul. Ministerul Educației nu poate să verifice fiecare școală, fiecare clasă. Directorul este garantul respectării legislației într-o unitate de învățământ și de aici pleacă și marea problemă la nivelul sistemului educațional. Pentru că să știți că chiar dacă avem o lege a educației care este super amendată, sunt aproape 100 de modificări principale la nivelul ei, dar asta nu înseamnă că dacă o amendez se va și respecta legea într-o unitate de învățământ. Și atunci problema principală pleacă de la managementul pe care trebuie să-l aibă un director la nivelul unităților de învățământ. Să fie respectată legea. Referitor la resursa umană, cum se implică. Referitor la obligațiile pe care le avem și noi familiile, pentru că noi nu avem numai drepturi. Dar știți foarte bine că directorul depinde de autoritatea locală. Deci, pentru că este acea descentralizare prost înțeleasă. Deci trebuie cântărite foarte bine aceste avantaje și dezavantaje pe care trebuie să le avem. Și eu am spus totdeauna și îmi asum ceea ce spun. Să știți că școala nu este capabilă să facă într-un copil, să-i facă o carieră de succes fără sprijinul familiei. Asta vă garantez și din experiența personală și din ceea ce vorbesc cu atâția părinți de-a lungul celor 5 ani de zile de când sunt președintele acestei federații. Școala nu este capabil să asigure și atunci școala are un rol foarte important acolo unde vede un deficit, să interacționeze și să se implice la modul în care trebuie să atenționeze instituțiile statului. Mă refer la protecția copilului, la direcțiile de asistență, la
la centrele județene de asistență, astfel încât copilul să intre pe o filieră corectă. Tu, profesorul, vezi când un copil îți vine la școală, ba nemâncat, ba plâns, ba supărat. Și atunci trebuie să spui problema. Ce se întâmplă cu acest copil? Trebuie să discuți cu el, dirigintele clasei sau învățătoare, dacă vorbim de ciclu primar. Mai departe, trebuie luată legătura cu consilierul școlar la nivelul unității de învățământ, cu directorul unității de învățământ, cu familia respectivă. Și dacă nu înțelege, aceste instituții trebuie sesizate astfel încât să aibă parte de o atenție mărită dacă familia nu este responsabilă. Dar dacă nu există această punte de legătură familie, școală și instituțiile statului, mulți copii ajung într-un plan nu tocmai dorit și vorbind de abandon. Aș vrea să discutăm puțin despre acest punct nevralgic, familia și dezinteresul părinților, al multor părinți, firește, că nu vorbim aici despre toți părinții, pentru că noi suntem centrați pe a vorbi despre subfinanțarea educației, da, despre lipsa calității resurse umane, dar nu decisiv, în nu învățământ. Decisiv, fără discuție, pentru că în momentul când ți-ai întemeiat o familie și ai un copil, ai niște obligații față de acel copil. Multe familii nu au timp să se ocupe, multe familii nu au pregătirea necesară să se ocupe de acești copii. Și de aceea v-am spus că... Dar sunt lucruri simple, domnule Cristache, să-ți însoțești copilul atunci când dă examen la sfârșitul clasei a 8-a, când va intra în liceu. Am văzut copii singuri care intrau pe poarta școlii în ziua examenului. E atât de greu ca unul dintre părinți să-și ia de mână copilul și să-l ducă în dimineața aceea. Mi-ați aruncat mingea la fileu. Inteligența emoțională e în plină dezvoltare la acea vârstă. Emoțiile îi guvernează mai mult decât ce știu ei să scrie pe acea foaie de examen. Acum 3 ani de zile, observator fiind la evaluarea națională, m-am dus într-un centru de evaluare și am văzut că se terminase ora de intrare, 8:30, și mai erau copii care nu intrase, 2-3 copii. M-am dus și am vorbit cu președintele, domnule, nu se poate, trebuie sunați copiii ăștia. Unii dintre ei săraci nu se sculoase, ori de emoții, ori de oboseală. Deci nu se poate, tu, părinte, doamnă, îți e liber în ziua respectivă. Poate nu poți, hai să spun că ai un serviciu rigid care nu-ți dă... Dom'le, dar te interesezi. Vezi la ce oră să culcă copilul, îi pui telefonul să sune, adică îl sun bunică, tu, o vecină, adică îl sun e un tu examen cu important, o oră și jumătate sigur. Înainte sau îți iei o precauție cu o rudă, o cineva apropiat, o vecină și te asiguri că acel copil ajunge. Și încă ceva, este important tu să-ți iei copilul de mână, să-l strângi, să-i simți pulsul, tensiunea, să-l duci în fața școlii, să aibă încredere, să-i dai un pic de tărie. Dacă tu lași pe copilul la singur să se descurce, care se poate întâmpla orice, poate să întârzie mașina, da, să merge pe mijlocul de transport, poate să fie atât de stresat încât efectiv să se blocheze. Dacă tu, părinte, nu stai alături de el în aceste momente unice, înseamnă că nu ești un părinte. Ce facem cu acești părinți? Aveți vreo posibilitate? Știu că aveți foarte mulți membri în această federație, aproape că e ca un sindicat. Avem, da, sindicat ca formă de organizare, nu și ca formă financiară, că noi facem toată activitatea benevol, să nu se înțeleagă, am vrut să fac precizarea asta. În continuare sunteți tot... Da. Nu. Toată activitatea pe care o face de 5-6 ani este benevolă, este pentru prima dată anul ăsta când am găsit niște sponsori astfel încât să pot să-mi plătesc cheltuielile cu benzina și cele 5-6-7 ore că stau în București la comisii să mănânc, să nu pun bani în buzunar. În rest, în 5 ani de zile am pus bani numai din buzunarul personal. O fac cu plăcere. Aici nu vin să o spun astfel încât să-mi ridice cineva vreo statuie. Chiar o fac cu plăcere. Și îmi puneam întrebarea, am 3 ani la al doilea mandat și chiar mi-aș dori să fie cineva care să mă înlocuiască. Eu nu spun că am rezultate excepționale, pentru că rolul nostru este consultativ. Și sunt multe lucruri care am făcut bune la nivelul comisiilor. Da, sunteți în multe comisii. Exact, multe și acolo poți să amendezi. Adică eu nu ies după fiecare comisie să spun, domne, la legea cu tare am amendat 2 lucruri care erau în defavoarea noastră și nu apărea drepturile legitime ale copiilor. Nu, astea sunt foarte multe care nu se văd. Avem și lucruri de substanță. Dar, în general, am nevoie de părinți implicați care să vină în sprijinul lor și, din păcate, nu toți au posibilitatea să duc la serviciu câte 8 ore, 10 ore. Nu prea are timpul necesar. Deci, din 35-36 de filiale câte avem la ora actuală, cam vreo 15-20 de părinți sunt implicați la modul în care poate să-și permită să meargă la toate consiliile de administrație la nivelul județului, asta însemnând observator la consiliile de administrație de la inspectoratele școlare, consilii consultative, cele de PS și așa mai departe. Dar aici vreau să fac referire la ceea ce înseamnă educația parentală. Sunt tare curios să văd dacă vom reuși să implementăm un astfel de proiect pentru că este nevoie. Deși uneori sunt pesimist
Și fac o paralelă la această mult discutată educație sexuală, care deja are deja alte conotații în presă și la fiecare cum încearcă să discute. Este nevoie și de educație parentală, este nevoie și de educație pentru sănătate, pentru viață. Poate că ar trebui să lucrăm doar la titulatură, doar la cum va arăta ea în orarul clasei? Nu este să important. Să numim educație sexuală, să o numim educație sanitară, pentru educație pentru mine chiar parentală. Nu este importantă, pentru că nu văd, dacă denumești o disciplină educație sexuală, ar trebui să fie în trunchiul comun, adică în acele materii cu caracter obligatoriu. Să ai măcar o oră pe săptămână. Dumneavoastră credeți că poate să existe o disciplină cu denumirea de educație sexuală care să respecte programa și conținutul denumirii, începând de la clasa pregătitoare și până la clasa 12-a? Nu, stimată doamnă. Aici trebuie să fie, eu am pus pe Facebook, pentru că au apărut aceste conturi între părinți și specialiști și așa mai departe, am pus pe rețelele de socializare ce conținuturi avem noi acum, începând cu clasele a doua, până la finalul clasei a 12-a, la tot felul de discipline, unde avem tot ceea ce înseamnă educație pentru sănătate, cunoașterea organismului, corpului uman, igienă sanitară, prevenție, boli cu transmisie. Deci toate aceste bine, lucruri știți, sunt... Știți foarte bine că aceste subiecte sunt incluse în materiile numite biologie, da, religie... Sunt, asta adică vă spun se pot că există. Din alt problema, unici, da, poate fi ca doar... să nu deranjeze. Fără discuții, și poate fi adaptat un pic conținutul, astfel încât să meargă mai mult pe parte de prevenție. Pentru că am văzut de câteva zile niște părinți, unii dintre ei poate specialiști în anumite domenii, care au vrut să explice cu atât amănânt ce înseamnă corpul uman, ceea ce mi s-a părut prea mult. Dacă explici unui copil despre organele genitale la un nivel mai mult decât intim, nu cred că l-ajută să nu facă un copil de 13 ani să nu aibă un copil, și atunci trebuie intervenit în sensul mult mai larg. Faptul că îi spui lucrurile astea nu înseamnă că obligatoriu el nu va mai face copii sau nu va intra într-un mediu care nu este unul corect. Și atunci este exact ce vă spun eu. Discuțiile trebuie la școală, trebuie să aibă loc. Informarea este fără discuție, este nevoie făcută de către cel puțin profesorul de biologie sau de către profesioniști, astfel încât copilul să aibă parte de o informație corect transmisă și nu vizualizată de pe tot felul de rețele. Pentru că ai posibilitatea asta, acum ai informația la mână. Teoretic spui că nu mai e nevoie, dar una e când o vezi și o procesezi tu cum vrei și una e când un profesionist se explică. Și de aceea vă spun că este nevoie de această educație și parentală și sexuală, cu ghilimele de rigoare, că nu văd o disciplină într-un chiu comun care să explice 13 ani copiilor ce înseamnă această educație sexuală. Știți că noi în partea asta a Europei avem o problemă, pentru că țările nordice ei sunt cei mai nu au niciun fel de probleme. Sunt cele mai dezvoltate țările nordice, dar să știți că nu toate. Am văzut Spania, că este nevoie de acordul părinților și numai. Deci sunt foarte multe țări dezvoltate care solicită... Și Franța este foarte deschisă. Da, exact. Dar... este foarte important ca să vin sprijinul părinților, astfel încât să vezi și un pic de conținut. Deci eu voi sprijini, să zic, la nivel de comisii, nu voi refuza o astfel de discuție. Dar trebuie să vii și niște conținut, pentru că am văzut niște documente reale, nu le-am crezut prima dată, aparținând OMS-ului, birou teritorial, unde vorbea de cunoașterea corpului la copii de clasă pregătitoare și cu niște termeni care nu sunt conform vârstelor. Deci trebuie foarte mare atenție. Dacă vorbim totuși de educația sexuală, trebuie să ne referim la copii de ciclu gimnazial. De acolo trebuie să plece și importanța modului în care se desfășoară aceste cursuri trebuie să capete accent de, cu cât urci în vârstă. Nu poți să te duci la un copil de 2 ani, de 7 ani să-i explici de prevenție. Păi ce am înnebunit? Există un raport al UNICEF care vorbește despre România ca fiind țara în topul situațiilor în care adolescentele rămân însărcinate. Cred că da, suntem Bulgaria, și aici, suntem rușinea Europei, dar de aceea v-am spus că avem nevoie de această educație, de această informare, dar problema majoră este tot la nivelul familiei. Și de aceea este nevoie ca școala să preia ceea ce familia nu poate să facă. E nevoie de o acțiune complementară și de sprijinul instituțiilor de resort, astfel încât să-mi vină în sprijinul lor. Pot veni doctori, pot veni doctori care sunt în cabinetele de planning, să intre în școală, să discute aceste lucruri. Bineînțeles, dacă sunt părinți care nu vor expres, nu poți să-l obligi. Dar este nevoie de o astfel de educație la nivelul unităților de învățământ. Dar asta vreau să spun, se exagerează. Deja pe rețelele de socializare deja s-a luat razna și văd tot felul de mesaje care nu concordă cu ceea ce ar trebui să reprezinte această educație sexuală. Dar cum se vede de la Ministerul Educației acest subiect? Pentru că știu că
aveți deschidere acolo și mergeți frecvent. Este pentru prima dată când l-am auzit pe domnul ministru discutând despre acest lucru și unde a spus că va accepta o astfel de abordare la nivel de curriculum. N-au mai fost discuții. Noi am fost invitat în ultimii 2 ani de zile pe la dezbateri la nivelul Parlamentului, chiar și cu UNICEF-ul, chiar și cu un ONG după Neaș, care am înțeles că au avut niște ședințe de educație parentale în zona aceea a Moldovei și are un raport favorabil. Am cerut și eu conținutul acelor discuții, acelor dezbateri, din păcate nu mi-a parvenit până acum, astfel încât să vă spun, domnule, este absolut în regulă. Este absolut normal să-i spui unui copil cum trebuie să procedeze de la o anumită vârstă și să-și păstreze igiena corporală și așa mai departe și să discuți despre prevenție, dar este nevoie, într-un cuvânt, ca să nu ne învârtim în jurul cozii, este nevoie și de educație parentală, este nevoie și de această educație pentru sănătate, pentru viață sexuală, cum vrem noi să o denumim, astfel încât să vină în sprijinul copiilor și familiilor. Voiam să vă întreb dacă drumul acesta între ministere, inspectorate școlare, școli, părinți, e transparent? Există deschidere? În general există deschidere și să știți că de când am venit la federație am reușit să poziționez federația pe o poziție favorabilă astfel încât să fim ascultați. Nu spun că și înainte nu a fost auzită, dar parcă, și scuzați lipsa de modestie, cred că ne merităm locul acum unde suntem și suntem respectați prin ceea ce face, nu prin ceea ce vorbim. Pentru că este important ceea ce faci și nu ceea ce vorbești. Cu toții vorbim. Toți părinții vorbesc și arată nemulțumirile la unitatea de învățământ, dar o face în afara cadrului școlar. În momentul când se duce în școală și acolo unde ar trebui să vorbească la ședințele cu diriginții, din păcate părinții sunt tăcuți, ceea ce nu este în regulă. Dacă dintr-o clasă 30 de părinți, 20 constată că e ceva în regulă cu un profesor, chiar dacă ei nu sunt de specialitate și spun profesorul, nu e treaba voastră, ceea ce nu este corect, mi-e greu să cred că acești 20 de părinți, dacă discută cu profesorul de pe o poziție constructivă, că nu se găsește o soluție astfel încât să se rezolve. Poate că profesorul nu face o treabă intenționată, poate că nu-și dă seama. Poate că ritmul de predare nu este un ritm care să vină în sprijinul copiilor și atunci copiii dialogând către părinți, comunicând și părinții la rândul lor comunicând mai departe, se creează acea punte care eu vă spun că este foarte important. Poți să fii un profesor foarte bun, dar poți să nu comunici. Deci profesorul nu trebuie să fie... Care au fost efectele acestei distanțări, acestor cursuri online în această perioadă? E apropiat pe elevi de profesori sau din potrivă? Putem spune și. Pentru că sunt profesori care, de exemplu, nu au știut să interacționeze cu calculator și copiii au venit în sprijinul lor și s-au creat niște puncte speciale din acest punct de vedere. Sunt profesori care, în schimb, nu au tratat cum trebuie aceste lecții și pur și simplu au citit exact cum se întâmplă cu acest program teleșcoală care, din păcate, nu și-a atins scopul. Programul teleșcoală trebuie să fie exact cum este în clasă. Profesorul să scrie pe tablă, astfel încât copilul să țină de ritmul profesorului de predare, să poată să-și noteze și să intre în cap. Pentru că este una dacă auzi ceva și alta este dacă și auzi și scrii. Programul teleșcoală a fost doar o prezentare de niște documente, profesorul de acolo citea, efectiv copilul nu avea timp să țină ritmul și este ca și cum mai avea o resursă educațională deschisă, o deschizi, citești, e același lucru. Așa și aici. Sunt profesori care au reușit să adapteze planurile de lecții pentru acești copii și au câștigat respectul copiilor și modul în care copiii interacționează la oră, ne fiind foarte atenți și nemai fiind distrași de tot felul de evenimente, dar este de adevărat că au fost și ore în care copiii efectiv s-au jucat pe telefoanele mobile fără să fie atent la ceea ce s-a predat. Și aici este marea problemă, aici vor fi marile pierderi la nivel de competențe dobândite. Da, știți foarte bine că sunt copii care îndrăgesc o materie pentru că le place foarte mult profesorul și atunci interacțiunea este evidentă. Totuși, credeți că această digitalizare va putea înlocui tableta cu tableta și creta? Sub nicio formă nu poate să înlocuiască interacțiunea umană față în față cu ceea ce se întâmplă în online. S-ar putea la unele discipline să te atragă, de exemplu, dacă ai un profesor bun de IT, astfel încât să-ți facă o lecție super interactivă. Că ești priceput, asta ți-e meseria și poți să o faci. Dar un profesor care doar deschide calculatorul și doar șeruiește un document și nu arătând spre dumneavoastră, sunt profesori care toată viața așa au învățat, așa au fost obișnuiți, în special cei care se apropie de 50 de ani. Bine, dar și în învățământul tradițional. Da. Sunt profesori care deschid cartea și citesc lecția din carte, exact. Copiii deci, ascultă sau copiază. Și asta e tot. E un soi de tot un fel de digitalizare. Da, diferă foarte mult de la profesor la profesor și de la elev la elev. În special în centrele urbane, marile centre urbane și copii care provin de la colegii foarte bune, au reușit să adapteze cu învățământul online. Și nu numai datorită profesorilor, ci și sprijinului financiar pe care l-au primit de la părinți, trebuie să recunoaștem că în această perioadă industria meditațiilor s-a triplat.
Deci, fără discuție, s-a triplat și a venit sprijinul și s-ar putea, vedeți că de aceea avem la evaluarea națională, la simulare, un procent surprinzător de 20% peste ceea ce s-a întâmplat în 2019, când în 2020 nu am avut simularea la evaluare. Și ne-am pus întrebarea, hopa, stai, noi hulim învățământul online, dar la simulare copiii au avut peste 20%. Și atunci stăm și ne gândim de unde vine acest plus. Probabil de la modul în care copiii s-au pregătit în special pentru aceste discipline de examen și probabil celelalte discipline profesorii au avut o atitudine mai îngăduitoare astfel încât să vină în sprijinul copiilor, plus meditațiile pe care părinții le-au făcut cu proprii copii. E întreagă discuție și cu aceste meditații și aș vrea să aflu punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunt mulți profesori care și-au făcut paralel o meserie din a medita, unii chiar constrâng elevul la clasă să vină și în particular să-și completeze noțiunile pierdute în clasă. Aici este marea problemă. În momentul când constrângi, codul de etică nu dă voie să faci meditații cu elevul la clasă. Dar unde este acest cod de etică? Este un cod de etică la care noi ne-am adus contribuția în 2017 și am ținut special să menționăm acest lucru. Din păcate nu este respectat și ajungem la ceea ce vă spuneam eu, ceea ce face directorul ca garant la nivelul legislației într-o unitate de învățământ. Nu aș avea împotriva nici cu meditațiile cu elevii de la clasă dacă vorbim de performanță. Pentru că acolo nu am absolut nicio problemă. Și problema apare acolo unde dumneavoastră spuneți că vorbim de constrângeri și vorbim de modul cum profesorul încearcă să predea la clasă astfel încât să le aducă pe copil la meditație, la modul în care părintele vine... Sim, Dana, bun găsit! Cine sunt invitații tăi de astăzi și despre ce discutați? Bun găsit, Saviana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Invitatul meu de astăzi este președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, domnul Iulian Cristache. Vorbeam despre furtuna pe care a iscat-o pandemia și în învățământul românesc. Mai exact, eram la punctul în care discutam despre meditațiile, dacă sunt obligatorii la clasă, eventual chiar cu profesorul de la clasă. Există un cod etic care interzice, e un conflict de interese până la urmă, categoric. Domnule Cristache, nu-i categoric. Așa? Categoric, este un conflict de interese, de aceea... Examenele bat la ușă. Până la urmă, cum se va transfera materia? Referitor la meditații și la conflictul de interese, aveți perfectă dreptate și de aceea noi ne-am dorit să menționăm în codul de etică acest lucru. Acum vor fi părinți care, efectiv, dându-și copiii la meditație cu profesorii de la clasă, își vor da seama că au făcut o mare greșeală. Pentru că mi-este greu să cred că dându-ți copilul... Au garanția notei 10? Nu, exact asta vă spuneam. Din contră, este un efect de bumerang. Deci nu vorbesc de copiii foarte buni care fac performanță și fac meditații cu profesorul de la clasă în colegiile de top. Eu vorbesc de acei copii care au avut note foarte mici, părinții au venit disperați către profesorul să-l întrebe ceea ce se întâmplă și profesorul subliminal i-a spus că nu e nicio problemă, copilul dumneavoastră va fi pregătit, dar trebuie să facem o pregătire. Cu certitudine că nici nota de la clasă nu este una conformă în momentul când tu, părinte, te duci și plătești acelui profesor săptămână de săptămână meditația, nu are cum la clasă să-ți dea nota mică dacă nu știi, astfel încât părintele va trage un semnal de alarmă să spună, domnul profesor, dar ce se întâmplă? Face meditație cu dumneavoastră? Cum i-ați dat 5? Profesorul e obligat să-i dea o notă peste medie, astfel încât părintele să stea liniștit și pierderile vor fi la nivelul examenelor naționale, acolo unde copilul nu va mai fi sprijinit de niciunde. Examenele naționale vor fi oglinda în care aceste cunoștințe se vor vedea, cu siguranță. Fără discuție, să fac analize la nivelul unităților de învățământ, astfel încât să vadă diferența sau de note, de medie, de la disciplină de examen și notele de la evaluarea națională. Sunt școli care se încadrează într-o diferență foarte mică, 0,5 un punct, dar sunt școli unde media pe toți elevii la disciplinele de examen sunt de 3-4 puncte. Și atunci... Noi vorbim despre cei care fac meditații, dar ce se întâmplă cu acei copii din ultimul cătun, din capătul României, care au primit lecțiile la poartă cu poștașul? Acolo pierderile sunt imense. Era obligatoriu să intre în acest program de acțiuni remediale, școală după școală, și dacă n-au intrat sau dacă a intrat și profesorul de la... Și acei copii la examen. Exact. Și dacă profesorii de acolo nu și-au făcut datoria, atunci acel copil este pierdut. Poate fi un semnal de alarmă. Depinde cât de mare este pierderea. Pentru că eu am spus și acum,
Emoțiile sunt imense pentru acești copii de 14-15 ani la evaluare națională. Am fost și noi copii și știm ce înseamnă acest lucru. Poate unii dintre noi și acum avem examene și simțim acel gol în stomac în momentul când te duci la examen. Doar un copil de 14-15 ani este primul examen serios din viața lui. Și atunci eu le-am spus unora dintre părinți să nu pună presiune pentru că nu este un capăt de țară. Dar poate fi un semnal de alarmă în funcție de nota pe care o ia la evaluarea națională și atunci trebuie să pună osul la muncă atât copilul cât și familia în general, cât și următorii profesori, astfel încât te duci la profesorul de la liceu să-i spui copilul meu este aici, vă rog frumos să îmi spune și ea ce trebuie să fac. Continuăm discuția, domnule Cristache, aici. Saviana, înapoi la tine. Mulțumim, Dana, suporterii au luat cu asalt. Ce? Da, va fi o adevărată dramă pentru acei copii. Eu nu știu cum au reușit ei să recupereze materia ca să fie la un anumit nivel în ziua examenului. Sunt nicio formă și cu certitudine, inclusiv la liceele foarte bune, va fi materie care nu va fi recuperată așa de ușor. Chiar dacă s-au făcut orele, chiar dacă ministrul foarte bine și-a dorit ca în această perioadă subiectele? Să vorbim față în față. Ce spuneți? Cum se vor construi subiectele? Subiectele trebuie să țină cont de contextul în care ne aflăm. Cu certitudine, acești copii nu trebuie să scoată niște castane fierbinți cu propriile mâini, având în vedere că vorbim de un an pandemic și vorbim de un an și jumătate de online. Nu este vina lor. Nu este vina nici a profesorilor care nu aveau timp peste noapte să devină experți în a preda în online. Și atunci nu trebuie. Trebuie să asigurăm totuși relevanța acestor examene, adică să nu dăm adunări scăderi, cum îmi place mie să spun. Da, dar poate exista riscul să fie subiecte pe care ei nu le-au făcut la clasă. Nu, aici trebuie să intervină tactul celor de la centrurile de evaluare, de la Institutul de Științe ale Educației, astfel încât să facă subiectele relevante, ceea ce este relevant pentru acești copii, astfel încât să, cum spuneați dumneavoastră, să fie materie predată, adică acele capitole foarte importante în viața lor care îi vor ajuta și la liceu mai departe în clasa 9 și în clasa 10 și până la finalul clasei a 12. Deci trebuie să fie foarte atenți. Singurul lucru la care eu am rugat ministerul și nu știu dacă ministerul va subscrie la așa ceva, am spus: domne, să puteți să faceți departajarea, să veniți în sprijinul copiilor care au muncit foarte mult, pentru că sunt copii care au muncit pe brânci, trebuie un subpunct de la un subiect să fie de dificultate mare. Astfel încât să faceți diferența, că nu mi se pare normal la aceste, nu numai în București, și în Cluj și în Timișoara, la aceste colegii de top, să spui că ultima medie este 9,80. Hai să fim serioși, nu toți copiii sunt genii. Deci nu sunt genii, ne păcălim copiii noi. Este și vina noastră că acceptăm așa ceva. Deci subiectele trebuie să fie de dificultate medie, fără discuție, dar atenție la modul în care sunt concepute și să pună în evidență ceea ce spunea și dumneavoastră, nu ceea ce nu s-a predat, ci ceea ce s-a predat, dar și un nivel de dificultate mare, astfel încât să facă diferența între acei copii care, într-adevăr, au învățat foarte mult, s-au chinuit și care, cu astfel de abordare, vin sprijinul lor. Pentru că momentul când tu știi că ai învățat și ai luat 10, măcar cu un subpunct de dificultate majoră, în comparație cu un elev care dă 8 și care poate să ia 10 dacă vorbim de niște subiecte sub mediu. Și atunci trebuie să faci această diferență între copiii care muncesc foarte mult și între copiii care poate și-au dorit să muncească sau care n-au vrut să muncească. Aș vrea să vorbim puțin și despre mult discutatul PNRR, care pare a fi tărâmul făgăduinței pentru investițiile și reformele din învățământ. Educația primește 3,6 miliarde de euro. Vor ajunge acești bani și la ultimele școli din ultimul cătun, cum vorbeam, deci ceva mai sunteți devreme. Sunteți sigură că vom lua 3,6 miliarde de euro? Pe hârtie, aceasta e suma. Asta vă spun. Uitați-vă că este a doua oară aproape când este întors, chiar dacă nu este refuzat. Da? Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește nimic. Așa și e aici. Deci dacă nu avem specialiștii care să știe să atragă acești bani... Dar unde sunt acești specialiști? Bani vitali, nu știu. Sau nu vin? Nu, probabil că nu vin, că aici vorbim de clientelă politică. Știți cum sunt aleși în funcțiile astea înalte? Măcar n-am o problemă să fie ministru politic, n-am o problemă să fie secretarii de stat puși politic. Dar să vină consilierii. Dar acolo consilierii, da, trebuie să fie de cea mai bună calitate. Și spuneam, glumind cu cineva, domne, dacă vreodată aveam posibilitatea, nu visez, dar vorbesc așa, să fiu ministru, mi-aș lua cei mai buni consilieri. Pentru că ăia te fac ministru și ea sunt singurii care pot să-ți ducă un plan de acțiune la final. Asta prima oră când intru într-un minister, o oră cu ei la cafea, cu presa în față și cu toate nemulțumirile societății civile și m-aș uita pe ele și zice, domne, ce spune asta? Domne, are dreptate sau nu? Are dreptate. Haide să plecăm urechea. Din păcate, acești miniștri, când ajung miniștri, parcă nu mai au mintea pe umăr. Deja nu mai ascultă de nimeni. Și ca o paranteză, mă duc la dezbatere unde participă majoritatea miniștrilor, unii dintre ei. Doamnă, nu există ministru care să nu știe ce trebuie să facă cu sistemul educațional, la nivel teoretic.
În momentul când ajung ministrii, uită ceea ce vorbesc. Dar unde se produce breșa? Breșa, majoritatea breșei este la nivel de componentă financiară. Calitate fără bani nu prea poți să faci. Pot fi unele sectoare unde, într-adevăr, nu ai nevoie de bani, pentru că vorbeam de profesor. Profesorul nu trebuie să țină cont de culoarea politică a directorului. În momentul când intri în clasă, trebuie să-ți faci datoria. Dar, pe de altă parte, ca să ai un profesor bun să-și facă datoria, trebuie să fie foarte bine format și atras de această meserie. În momentul când intri în sistem și când ai 2000 ceva de lei net, nu ai mari așteptări. Să fie cu iertare. Nu ai cum să ai foarte buni. Te duci pentru vocație, da? Un an. Ne întoarcem la meditații. Exact, te duci pentru vocație, un an, doi, trei. După trei ani dispare acea vocație. Când te duci acasă și vezi că nu-ți ajung banii să-ți plătești utilitățile, nu mai chef să o faci cu vocația această meserie. Da, pe de altă parte, copilul nu are nicio vină. Și aici intervine bucuria de a fi în preajma lor și vocația de dascăl care s-a pierdut. Să știți că nu este o meserie absolut deloc ușoară. Trebuie să lucrezi cu 30 ceva de copii 4-5 ore. Mai luăm în calcul și presiunea care poate veni la nivelul Consiliului Profesoral, directorului, presiunea părinților uneori nejustificată, pentru că avem și noi o vină aici. În majoritatea cazurilor părinții pun presiune pe notă. Nu se duce un părinte la un profesor să-l întrebe, domne, de ce a luat copilul meu 6? Cum, copilul meu a luat 6? Nu se poate. Aveți ceva cu el? Nu, trebuie să te duci să te lămurești ceea ce se întâmplă cu propriul copil și poate în această discuție constați că profesorul nu are absolut nicio vină și că problema este la tine și la modul în care copilul interacționează. Sau poate să fie copilul bine intenționat, profesorul poate să fie bine intenționat, dar nediscutând și nespunând ceea ce trebuie să spună, să astupe acele neajunsuri, nu se creează acel liant între profesor și ele. Dar care sunt cele mai des întâlnite probleme pe care vi le semnalează părinții? Notele în special. De aici pleacă nemulțumirea. Sunt profesori, într-adevăr, care nu empatizează la clasă și creează un țel din a face copilul să-l respecte nu prin ceea ce face, printr-o dictatură la nivelul modului în care predă, ceea ce nu este absolut deloc corect. Copiii în ziua de astăzi nu mai sunt cum eram noi înainte de 90. Au foarte multe oportunități. Au creierul deschis la absolut tot. Sunt cum sunt bureția de absorb. Și atunci au nevoie de puțină empatie, pentru că dacă înainte de 90, noi care avem o vârstă, nu aveam ce face, ajungeam acasă, ieșeam să zic, dacă mai era cât un bar, 10-15 minute, ne uitam la televizor, 10 minute, eram obligați să căutăm, să deschidem informația, să ne ducem la bibliotecă, să învățăm. Copiii în ziua de astăzi au foarte multe oportunități și este greu să-l stăpânești. Da, sunt la un click distanță de orice informație orice distracție. Îi verifică și pe profesori și poate că aici intervine frustrarea unui dascăl. E nevoie de o muncă comună, de aceea vă spun că școala fără familie nu face absolut nimic și succesul în cariera unui elev depinde într-un procent major de familie, mai puțin de școală. Da, aș vrea să discutăm puțin despre acest document PNRR, că sunt 6 mari reforme aici. Se vorbește despre educația timpurie, despre reducerea abandonului, despre învățământul dual, despre digitalizare, asigurarea standardelor de siguranță și calitate prietenoase cu mediul, pentru că nu-i așa, PNRR-ul trebuie să se axeze pe așa ceva, profesionalizarea managementului școlilor. Deci eu cred că am atins toate punctele în discuția mea. Am vorbit de educația timpurie. Am vorbit de digitalizare și digitalizare, atenția, nu înseamnă o tabletă și o rețea, acces la internet. Digitalizarea înseamnă mult mai mult. Înseamnă profesori pregătiți pentru predarea online, înseamnă conținuturi pregătite pentru predarea online și interactive, astfel încât copilul nu doar să citească, ci să participe efectiv la clasă. Dar interesant este că școala online nu dispare, pentru că prin PNRR se creează o platformă de evaluare a elevilor. Cred că pot fi discipline care pot rămâne. Care până în 2025 trebuie să fie și funcțională. Da, cred că pot fi discipline care pot rămâne în mediul online și ăsta e viitorul, e trendul. Uitați-vă ce se întâmplă la multinaționale, acolo unde au constatat că online-ul i-au ajutat să reducă niște costuri, unde se plăteau chirii foarte mari în aceste clădiri, în aceste spații de birou unde ei chiriau și respectivul angajat poate să-și facă treaba foarte bine și de acasă, astfel încât să aibă de câștigat și unul și celălalt. Dar aici e vorba de altceva. Totuși, nu putem renunța într-un procent major la educația față în față. Nu se poate. Avem copii, nu sunt roboți. Este nevoie de interacțiune, este nevoie de socializare, este nevoie de comportament pe care trebuie să ți-l verifici în mediul extern. Problema nu o reprezintă numai familia și școala, ci societatea. Pentru că ești om, interacționezi, vezi,
ce se întâmplă când te deplasezi de acasă la școală și de la școală către casă. Deci este nevoie de interacțiune. Da, citeam pe un forum pe care au intervenit și mulți elevi despre temele urcate pe platformă, care li s-au, adică această modalitate li s-a părut elevilor extraordinară, pentru că și profesorul nu mai pierde atât de mult timp și nu mai cară, depinde, nu știu, câte 30 de caiete, da, acasă. Depinde de disciplină. E mult mai facil tot sistemul. Să știți că și acum, teoretic, copiii nu trebuia să mai poarte acele, să ia acele manuale către școală, pentru că sunt școli care aveau videoproiectoare. Dar nu erau folosite. Adică un profesor putea să-și facă foarte ușor planul de lecții pe un stick, să-l anexeze la videoproiector și să vină în sprijinul copiilor, să vină inclusiv cu acele pagini din lecții, din manualul respectiv. Dar profesorul mai trebuia și să știe să-și pună lecția pe stick. E, vedeți, despre asta este vorba. Este vorba și de voință și de nivel de cunoștințe la nivel de resursă umană. De aceea, acolo sunt bani pentru pregătire, pentru așa ceva. Există și acum proiectul CRED. Este un proiect foarte mare, peste 40 de milioane de euro, unde interacționează foarte mulți profesori. Am participat și noi ca reprezentanți ai federației în județe, acolo unde reprezentanții ministerilor au interacționat și, într-adevăr, sunt foarte utile. Acum depinde cât interacționează profesorul cu acel proiect, cât asimilează și cât livrează. Este foarte important. Ajungem până la urmă nu numai la componenta financiară, și ajungem la modul în care tu vrei să-ți faci datoria la și la calitatea resursei umane. Da, da, exact. Era nevoie de această pandemie ca să forțăm digitalizarea în școli? Of, nu vreau să spun așa ceva, pentru că este curând. Un an jumate, știți foarte bine, și încă nu cred că am scăpat. Sper să scăpăm, sper să nu fie un val 4, deși specialiștii spun, dar trebuie să luăm bun din acest proces pandemic. Ceea ce e bun, dar trebuie să înveți din istorie. Și istoria spune că aceste unități de învățământ, într-un procent de 99%, sunt dotate cu echipamentele necesare. Istoria spune că unii profesori au putut să se adapteze timpurilor actuale, astfel încât să vină sprijinul copiilor. Rămâne acum să vedem, barometrul va reprezenta aceste examene naționale, și evaluarea națională și bacalaureat, astfel încât să vedem cum au interacționat, ce au asimilat copiii noștri, astfel încât să putem să măsurăm ceea ce s-a învățat. Guvernul vorbește despre 130.000 de tablete și laptopuri, sunt care vor ajunge la 6.000 de profesori. Știu, și circa 120.000 de profesori au nevoie, într-adevăr. Profesorii au nevoie, elevii nu știu dacă m-au nevoie. Și acestea sunt achiziții prin POC, nu prin PNRR. Da, da, mai da. Vorbim prin PNRR de 140 de creșe, de 50 de școli noi, Doamne ajută, de 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier, de 20.000 laboratoare, de locuri de recreere. Și laboratoare. Este foarte important partea de laborator, astfel încât să duci copilul de la componenta teoretică la componenta practică. Foarte importante sunt, pentru că nu se face practică și sunt copii care pot învăța mai bine dintr-un laborator, din componenta practică, din componenta teoretică. Da, că au abilități tehnice. Au abilități, exact, și acolo poți descoperi și niște calități, astfel încât să meargă pe o eventuală rută profesională. Care credeți că este acum urgența în sistemul de învățământ? Din toamnă, care ar fi urgența? Păi, depinde cum vom continua. Deci, dacă vom continua față în față, este obligatoriu, avem nevoie de o legislație updatată în primul rând. Pentru că nu se mai știe în acest moment, legea este amendată de peste 100 de ori. Și sunt acte subsecvente care nu se pupă, cu ghilimele de rigoare, cu legislația în vigoare. Avem nevoie de o calitate a resursei umane și avem nevoie obligatoriu de respectarea legislației într-o unitate de învățământ. În momentul avem nevoie de evaluare standardizată. Deci noi în momentul ăsta evaluăm școlile precum am evaluat mere cu pere. O școală de la Cuca Măcăi evaluează un elev după o operație de adunare, cum v-am mai spus înainte, și o altă școală evaluează un copil conform programei, astfel încât copilul ăla să pună mâna să muncească și să vezi dacă a dobândit. Și atunci noi nu putem măsura, noi nu avem o măsură reală a sistemului, atâta timp când nu avem o evaluare standardizată. Fiecare profesor evaluează după nivelul pe care și-l dorește și în funcție de elevul respectiv. Dacă te duci la colegii de top, evaluarea este la cel mai înalt nivel. Dacă te duci la școli, uitate în Pănușul Cecătun, acolo vorbim de o evaluare banală. Dar totuși, organizarea aceasta pe care ne oferă online-ul este superioară notițelor luate fizic? Depinde de copil cum este învățat. Eu învăț mult mai bine dacă scriu. Adică în momentul când scriu și vreau să am, așa am învățat
întotdeauna și când eram copil, dacă mă pune să citesc o pagină, dacă mă pune să scriu acea pagină, categoric nivelul de pregătire este mult mai bun și bănuiesc că și la copii, mai ales în condițiile în care copiii ăia sunt atrași non-stop la oră, inclusiv de telefoane. Deci profesorii trebuie să se impună la modul în care trebuie să interzică aceste telefoane sau să le folosească doar când sunt utile pentru lecția respectivă. Există cadrul legal, dar nu se respectă. Adică nu au capacitatea să facă respectați astfel încât copilul să nu mai folosească. Bun, există posibilitatea să pui aceste telefoane într-un dulap. Le pui, dacă e nevoie să le pui, le pui, îl dai în pauză. Poate părintele vrea să interacționeze cu el, dar nu-l mai lăsa cu telefonul. Să asculte muzică, să-și dea mesaje între ei, să... Aici trebuie... Plus, la învățământul online, este obligatoriu să facem evaluarea cu camera deschisă. Deci, până acum, evaluarea s-a făcut cu camera închisă. Ne furăm căciula, din nou vă spun. Deci, majoritatea notelor nu sunt note reale. Mulți dintre acești copii, sau parte dintre acești copii, ca să nu fie înjurat de către părinți, au copiat. Deci, au avut deschis într-o fereastră pe calculator tema, profesorul l-a întrebat și l-a citit. Ăsta e nivelul de competențe dobândit. Deci nu este real. Și atunci ai, dacă mergem în continuare cu online, nu este obligatoriu, dar să poți să ai și eu, sunt universități afară care te lasă efectiv cu cărțile pe masă și te evaluează în online. Ultima adică întrebare. Niște teste făcute astfel încât să nu-ți ajute cu nimic acele cărți și atunci ai o evaluare corectă. Ultima întrebare. Vin examenele, dar vine și vacanța. Va fi o vacanță activă din semnalele pe care le-ați primit până acum? În elevii ce sens? Vor merge... la after school avea ore remediale? Nu. Deși au această șansă prin reglementarea Ministerului Educației, eu vă spun cu certitudine că nu se vor duce la aceste ore remediale. Nu se vor duce. Vor prefera să stea acasă. Părinții sunt primii care îi vor ține acasă pe mulți dintre ei. În mediul urban, cu certitudine, vă spun că procentul major este să stea acasă. Nu știu mediul rural acolo dacă care va fi procentul astfel încât să vină într-adevăr în sprijinul copilor. Pentru că unii dintre ei folosesc și la muncile casnice. Și preferă să-l țină acasă, să-l ajute pe el, pe părinte, în loc să-l lase pe copil să învețe și să recupereze pagubele la nivel de competențe. Domnule Cristache, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, România în realitate se oprește aici. Succes mult elevilor care vor da examene și o vacanță plină și frumoasă tuturor. La revedere!